Pășcănenii nu prea sunt interesați de parcările rezidențiale cu plată, cel puțin așa reiese după licitația care a avut loc pe 31 iulie pentru al doilea lot de parcări din zona Vale. Din cele 30 aflate pe lista de închiriere, doar 5 au fost atribuite conform precizărilor primarului Marius Pintilie. Edilul spune că vor avea loc astfel de licitații în fiecare lună până când vor fi ocupate. Facem lunar câte o astfel de licitație. Ieri a fost chiar a doua licitație. Am primit raportul astăzi la mapă. Din ce am înțeles eu, din 30 de locuri de parcare au fost atribuite doar 5. Ne-am propus un calendar lunar, în așa fel încât câte 30 locuri de parcare, mergem mai ales din zona Vale, de acolo, de pe Vasile Alexandrie, cu aleea 22 de decembrie, după care o să ne mutăm și pe partea cealaltă de esplanadă, pe izvoarelor, în față la B29, la gară, așa fel încât într-un an, jumătate, doi, să cuprindem tot orașul. Până când vor fi închiriate, parcările rezidențiale pot fi folosite în continuare fără plată de șoferii pășcăneni. Primarul nu a avut o explicație privind interesul scăzut pentru închirierea lor. Cum explicați interesul scăzut al pășcănenilor pentru aceste parcări rezidențiale? Și ce se va întâmpla cu aceste parcări care nu au fost atribuite? Ele rămân așa cum sunt acum, fără atribuire. Pășcănenii vor putea să parcheze acolo în continuare, da? Fără să aibă un loc rezervat, un loc care îl pot găsi liber în momentul în care ajung acasă. Da. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă democrație, libertate. Cine vrea să aibă o opțiune suplimentară și un loc rezervat când vine acasă la ora 16, vine la licitație. Cine nu, nu. Și atunci când ajunge acasă, parchează, unde găsește un loc liber. Chiar dacă încasările sunt mici în raport cu cheltuielile, compartimentul parcări și cimitire cu 8 salariați pe organigramă, înființat acum câțiva ani de zile, va fi păstrat în continuare, iar activitatea va fi rentabilă în câțiva ani de zile, susține primarul Marius Pintilie. Asta deoarece numărul mașinilor este în continuă creștere, iar parcările sunt insuficiente. Dacă vor fi aceleași rezultate la următoarele licitații, se mai justifică în astfel de condiții serviciu în ființa la primărie? Bineînțeles. Da, eu nu mă așteptam la miracole, dat fiind faptul că acest serviciu abia a început să funcționeze. După 10 ani de discuții, mi-aduc aminte de când eram consilier local, urmează să se facă, noi am început, doar pe mandatul meu a început acest serviciu de parcări să funcționeze, iar fiindcă el este la început acum, e normal să înceapă timid, dar eu sunt convins că în anii viitori pășcănenii se vor convinge, vor vedea și ei care este situația, cât de bine este să vii acasă, să ai un loc care te așteaptă liber, fără să te cerți cu vecinul. Mai mult decât atât, în perioada următoare, așa cum s-a întâmplat și ultimii ani de zile, numărul mașinilor de pe străzile din Pașcani va crește. Deci criza locurilor de parcare va fi din ce în ce mai mare. Sunt convins că acest sistem de parcări va merge la capacitate maximă în anii următori. La prima licitație, din cele 32 de parcări au fost închiriate doar 14, cel mai mare preț fiind de 2510 lei pe an pentru un singur loc de parcare. Prețul de pornire a licitațiilor a fost de 200 de lei pe an pentru un loc de parcare. Menționăm că în schimbul taxei anuale, beneficiarii au rezervate parcările rezidențiale zilnic între orele 15-8 în dimineața și 24 de ore din 24 în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. Serviciul de ridicare mașinilor care ocupă ilegal parcările rezervate ar urma să fie asigurată de o firmă privată, conform precizărilor primarului Marius Pintilie.